Asistații sociali vor fi scoși în stradă și puși serios la treabă. Reprezentanții primăriei municipiului Drobeta-Turnu-Severin vor fi mai atenți din acest an la locurile unde vor merge cei care au de făcut ore în folosul comunității. Din acest an, reprezentanții primăriei Drobeta-Turnu-Severin vor fi mai stricți în ceea ce îi privește pe asistenții sociali. De asemenea, primarul Marius Creciu cere cetățenilor să păstreze curățenia atât în societate cât și în propriile gospodării. Noi reglementări vin și în cazul mașinilor abandonate. Acestea vor fi ridicate de către autorități. Suntem mai atenți din acest an atât la orele asistaților sociali cât și cum am făcut și cu dumneavoastră un reportaj, ne raportăm și la zonele, terenurile neîngrijite, mașinile care trebuie ridicate. Vrem să acordăm o atenție mult mai mare, începând din acest an, a zonelor care arată mai urât în municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Vreau să îi facem să înțeleagă și pe concetățenii noștri, primăria face curat, dar și dumneavoastră trebuie să respecte și să respectăm împreună regulile de bună cuvință și regulile de bun locuit între noi toți. Primarul municipiului Drobeta-Turnu-Severin își dorește ca cetățenii comunității pe care o conduce să locuiască în cele mai bune condiții. Proiecte ample vor fi implementate pentru ca municipiul nostru să continue drumul de dezvoltare început acum câțiva ani de primarul Marius Creciu.